Se anunță vremuri grele pentru canalele cu copii sau care au clipuri ce conțin copii în ele. YouTube s-ar putea să le scoată complet de pe aplicația sa. Hai să spun de ce. Salut, sunt Ionuz de la Mens.ro și pe acest canal vreau să cresc o comunitate de oameni care vor să crească împreună pe YouTube. Așa că dacă și tu ești la fel ca noi, te rog să te abonezi la acest canal și de asemenea să apeși și clopoțelul pentru a nu pierde restul clipurilor care urmează să apară. Clipurile cu și despre copii ar putea să dispară în următoarele luni de pe YouTube. Asta Însemnând că ele vor fi mutate toate pe aplicația YouTube Kids, aplicația celor de la YouTube destinată copiilor. Pentru cei care nu știu, YouTube Kids este o aplicație destinată doar copiilor. Asta însemnând că vor intra acolo doar clipuri foarte bine verificate ca să nu afecteze în vreun fel sau altul copii. De asemenea, YouTube vrea să oprească autoplay-ul pe clipurile unde apar copii, astfel încât dacă alți copii se uită la acele clipuri, să nu fie cumva expuși accidental la un conținut nepotrivit. Toate astea se întâmplă pentru că YouTube se dovedește un pic neputincios în momentul în care e vorba de protejarea copiilor pe propria sa platformă. Au încercat tot felul de soluții până acum, clar, nu mai ai voie dacă ești copil să faci live-uri, fără să fie clar un adult în preajma ta, au dezactivat uh, comentarii de pe foarte multe dintre canalele care au copii pe clipuri, dar încă sunt o mulțime de probleme. Pentru cei care nu știu, YouTube în acest moment este investigată de autoritățile americane exact pentru incapacitatea acestei platforme de a proteja copiii, așa că nu e doar un moft al celor de la YouTube, toată lumea s-a pus să protejeze copiii pentru că sunt foarte multe probleme în acest moment cu internetul și cu protecția copiilor, minorilor, așa că, clar, YouTube este forțat să ia anumite măsuri. Sunt curios, câți dintre voi sunteți minori sau aveți clipuri care conțin minori și dacă sunteți de acord ca videoclipurile voastre să nu mai apară pe aplicația principală, pe site-ul principal al celor de la YouTube, ci doar pe YouTube Kids. YouTube a pornit o întreagă campanie de protejare a copiilor care apar pe YouTube și a celor care se uită la videoclipuri pe YouTube pentru a-i împiedica să ajungă la un conținut inadecvat vârstei lor. YouTube, repet, încearcă să-i protejeze. Dacă vreți să știți mai multe detalii, urmăriți clipul din partea stângă și ne vedem acolo.